Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării Bogdan Ivan anunța luni deblocarea burselor Ștefan Dobleja, astfel că 100 de tineri români vor beneficia de 13.500 de euro fiecare pentru cercetare. Bogdan Ivan anunță pe Facebook faptul că au fost deblocate bursele pentru cercetare. Am deblocat bursele Ștefan Dobleja. 100 de tineri români geniali vor beneficia de 13.500 de euro fiecare pentru activitatea de cercetare. Finanțăm cu 7 milioane de lei tinerii specialiști români prin acest program competitiv de burse ce poartă numele savantului Ștefan Dobleja, ale căror cercetări au contribuit la dezvoltarea ciberneticii, spune ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării. În afară de universități, operatorii economici, organizațiile non-guvernamentale sau persoanele fizice și persoanele juridice pot oferi burse pe bază de contract sau orice altă formă de sprijin adresat studenților. Burse de excelență. Bursele de excelență olimpică sunt oferite studenților de la universitățile de stat care sunt înmatriculați în anul 1 și care au obținut premiile 1, 2 și 3 la olimpiade școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației. Sunt acordate pe toată durata studiilor universitare de licență dacă se menține performanța academică. Suma de la care se pornește bursa de excelență olimpică urmează să fie stabilită prin ordinul Ministrului Educației. Burse pentru performanță. Burse pentru performanță sunt primite de studenți înmatriculați la programe de studii universitare cu frecvență. E nevoie ca studenții să îndeplinească măcar unul dintre aceste criterii. Au obținut rezultate deosebite la învățătură, respectiv au cele mai mari medii din același an de studiu al unui program de studii. Au obținut performanțe științifice, inovații și brevete. În alte situații stabilite de instituțiile de învățământ superior de stat prin metodologii proprii. Aceste burse pot fi acordate din al doilea an de studii după ce sunt recunoscute performanțele studenților de către instituțiile de învățământ superior. Burse de studii. Studenții pot primi și burse de studii sau pentru învățământul dual. Vorbim de cei care frecventează cursurile licenței didactice cu dublă specializare într-o instituție de învățământ superior de stat. Sunt acordate în limita bugetului alocat. Potrivit ordinului, valoarea burselor e egală cu salariul net al unui profesor debutant. Bursele sociale se acordă studenților care provin din medii socioeconomice defavorizate, din familii defavorizate și celor pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, în vederea parcurgerii programelor de studii universitare la care sunt înscriși și trebuie să acopere cheltuielile minime de masă și cazare. Acest tip de burse sunt acordate din fonduri de la bugetul de stat, iar valoarea lor e stabilită de Senatul Universităților. Relatează România TV.ro.